Salut! Eu sunt Olivia. Bun venit la noua serie de videoclipuri Întrebați-o pe Olivia. Ideea este următoarea. Mai ales cei care trăiesc în Germania sau Austria aud în fiecare zi anumite cuvinte, anumite expresii pe care ori nu le înțeleg 100% corect și nu ar ști cum să le scrie, așa că nu le pot căuta în dicționar, ori le caută în dicționar și nu le găsesc. Sau, în timp ce învățați, cu siguranță apar anumite întrebări. De ce răspunsul la exercițiu a fost X și nu Y? De ce spunem, de exemplu, Ich helfe dir și nu Ich helfe dich? Că parcă dich era pe tine, eu te ajut pe tine. Sau încurc cumva lucrurile. Sau colegii mei la serviciu tot folosesc un anume cuvânt sau o anumită expresie. Am putut să o caut în dicționar, însă ce am găsit în dicționar nu prea se potrivește cu situația. Ce ar putea să însemne? Despre astfel de întrebări vreau să vorbesc în această serie. Cum funcționează? Pe pagina de Facebook Limba Germană cu Olivia va fi în fiecare săptămână o postare, iar la această postare voi puteți scrie într-un comentariu întrebările pe care le aveți. Pentru fiecare întrebare să scrieți un comentariu. Dacă aveți 5 întrebări, înseamnă că va trebui să comentați de 5 ori. De ce? Deoarece în caz că altcineva vă consideră una dintre aceste întrebări interesantă, va avea ocazia să semnaleze cu un like că și pe el sau pe ea l-ar sau au, ar interesa o această întrebare. În plus, vă rog să formulați întrebările cât mai concret, deoarece dacă întrebarea este pusă foarte general, atunci și eu sunt nevoită să dau un răspuns care cuprinde cât mai multe informații și un răspuns foarte generalizat. Iar dacă pentru o întrebare deja trebuie să explic 5 minute ceva, nu vom avea destul timp pentru a răspunde și la alte întrebări. Săptămâna aceasta, de exemplu, cineva și-a dorit să explic ce facem cu verbul veaden, cum funcționează, cum îl folosim, pentru că apare în o grămadă de situații și se traduce foarte des diferit și cumva nu este clar cum se folosește. Desigur că puteți pune și astfel de întrebări sau să faceți astfel de sugestii, însă nu pot garanta că voi răspunde în cadrul acestei serii la aceste întrebări sau la aceste sugestii. Dar dacă mai mulți oameni semnalează printr-un daumen hoch că un subiect anume ar fi interesant și pentru ei, desigur că voi lua în considerare să fac un videoclip extra pentru acest subiect. Și acum, haideți să începem! Prima întrebare. Olivia, timpul prezent nu se spune Gegenwart? Da și nu. Depinde foarte mult despre care prezent vorbim. Vorbim despre prezentul gramatical, adică dacă un verb este la timpul prezent, sau vorbim despre momentul de acum. Das Präsens este timpul prezent gramatical, adică un verb poate fi conjugat la Präsens, iar Tigingwart este timpul prezent ca moment, printre altele. Haideți să vedem câteva exemple. Inhaltsangaben werden im in Präsens geschrieben. Rezumatele se scriu în Präsens. Werden geschrieben este diateza pasivă despre care vom vorbi în câteva minute, deoarece cineva a întrebat cum se folosește acest werden. In der Gegenwart gibt es noch keine fliegenden Autos. În prezent încă nu există mașini zburătoare și, în seiner Gegenwart, springt die Katze nicht auf den Tisch. Acum, Gegenwart nu mai are acel sens de moment, ci înseamnă, de fapt, prezența. În prezența lui, pisica nu sare pe masă. Uneori, în loc de prezenț, se folosește și noțiunea de Gegenwart, deci pentru acel timp gramatical. Însă cei care învață limba germană ca limbă străină aud de obicei numai de prezenț. Următoarea întrebare. Dacă opțiunea heute wir haben Nachtschicht este corectă. Nu, nu este corectă, deoarece, cum am explicat și în acel videoclip din care a fost luat acest exemplu, am spus că verbul trebuie să stea pe al doilea loc în propoziție. Spus, destul de general, însă este o regulă pe care o puteți ține minte pentru că aveți nevoie de ea de la A1 până la C2. Corect ar fi ori heute haben wir Nachtschicht sau wir haben heute Nachtschicht. Deci dacă începem propoziția cu heute, punem verbul pe a doilea loc, iar subiectul va sta apoi direct după verb. Dacă începem propoziția cu noi, cu subiectul, urmează haben și apoi restul propoziției. A treia întrebare. De ce unele cuvinte sunt scrise cu literă mare în interiorul propoziției? În limba germană, substantivele se scriu cu literă mare, nu contează unde stau în propoziție. Următoarea întrebare. Am întâlnit cuvântul Leeren și Leanen. Care e diferența dintre aceste două când se scrie cu h și când fără? În Leeren avem un h, dar doar un singur n cel de la sfârșit, iar în Leanen avem doi de n. Amândouă verbe pot fi traduse în limba română cu a învăța, însă diferența este că dacă spunem leanen, înseamnă că noi învățăm pentru noi, ich leane Deutsch, de exemplu, învăț germana, dar dacă învăț pe cineva ceva, atunci folosim leeren, care mai poate fi tradus și cu a preda. Însă, atenție, utilizarea acestui verb leeren este un pic mai complicată. A preda poate fi tradus în general cu lieren, însă există și alte opțiuni care în anumite cazuri sunt preferate, iar a învăța ceva pe cineva se traduce iarăși foarte des cu alt verb. Nu voi da acum detalii, însă dacă întâlniți aceste două cuvinte, veți ști care este diferența între ele. Următoarea întrebare. Am nevoie de ore de german în particular, pot să mă ajut în acest sens și lecții în particular puteți să dați. Da, în general dau și lecții în particular. Pe platforma Patreon găsiți în momentul actual trei feluri de abonamente, unul dintre ele conținând un curs de conversație. Puteți intra și vedea despre ce este vorba, altfel mă puteți contacta și pe Facebook, linkurile vi le-am pus aici și le pun și în comentarii. Apoi, în ianuarie voi merge la o fermă de mere. Aș dori să mă ajuți să învăț cam tot ce ține de o fermă. Lecție de germană. Mulțumesc și te rog o lecție pentru grădiniță la copii. Fac cum mai drag și lecții pe anumite subiecte, însă nu toate subiectele sunt așa de evidente. Iar dacă voi deja aveți câteva idei ce ați vrea să știți, de exemplu, eu pot să mă gândesc cam ce vocabular ai avea nevoie la o fermă sau la grădiniță. Dar mă gândesc că voi deja aveți câteva exemple, câteva expresii pe care vreți să le puteți înțelege, sau orice alte idei sunt binevenite. Următoarea întrebare. Nu reușesc să țin minte. La școală am fost puțin. Avem pauză. Cum să fac să învăț mai repede? Am nevoie. Este destul de greu să răspund la această întrebare pentru că nu știu ce ai încercat până acum. Nu știu cum înveți tu cel mai bine așa că și pentru astfel de întrebări nu ar strica câteva detalii. În plus, nu există neapărat o rețetă universală pentru cum să înveți germana mai repede. Și oricum, ce înseamnă mai repede, mai repede decât ce anume? Adică, vreți să învățați într-o lună, în două luni? Dacă asta este intenția, trebuie să vă dezamăgesc, din păcate, nu se poate învăța așa de repede, mai ales dacă nu poți învăța 24 din 24. Următoarea întrebare. Aveți și ceva cursuri pentru începători în format PDF? Și alta similară, Halo Olivia, poți trimite un CD cu toate lecțiile pe care le-ai predat, contra cost, te rog. Cum am spus și mai devreme, găsiți limba germană cu Olivia și pe platforma Patreon. Deocamdată încă nu găsiți foarte multe materiale acolo, însă, dacă văd că lumea este interesată, voi începe să pun mai multe materiale pe Patreon, dar în orice caz am pus deja videoclipurile de la Germania de la 0 pe Patreon, le puteți vedea fără reclamă și le puteți descărca. Cred că asta ar fi ideea discurilor. Următoarea întrebare, dacă nu folosim de Adidas are ceva? Păi, dacă nu folosim articolele, nu vorbim corect. Iar dacă nu învățăm articolele întotdeauna împreună cu substantivul, nu vom putea învăța foarte, foarte multe reguli de gramatică. Așa că ce pot să spun? Învățați substantivele întotdeauna cu articolul. Poți să faci un video în care explici diferența dintre fon și fom cu câteva exemple. Păi, diferența dintre fon și fom este până la urmă destul de simplă, FOM este de fapt forma scurtă de la FON DEM, adică prepoziția FON plus articolul hotărât DEM. Acum următoarea întrebare ar putea fi putem scrie întotdeauna în loc de FON DEM FOM? Nu chiar întotdeauna, în foarte multe cazuri, dacă ar trebui să scriem FON DEM, preferăm să scriem FOM sau ar trebui să scriem FOM. Dacă dorim să punem accentul foarte mult pe acest articol hotărât, atunci scriem fondem, iar în unele cazuri nu avem voie să scriem fondem și suntem nevoiți să scriem vom. Acest videoclip rămâne fără exemple, însă sper că am răspuns la întrebarea pusă aici. Și ca ultimul subiect pe ziua de astăzi, vom vedea cum se folosește acest verb veaden. Nu vom intra în prea multe detalii, însă sper să aveți o idee cam în ce cazuri se poate folosi acest werden. Să începem cu trei exemple. Nach dem Studium wird er Lehrer. După studiu, el devine profesor. El se face profesor. Deci verbul werden are traducerea de bază a deveni. Apoi următorul exemplu. Er wird in der Schule arbeiten. El va lucra la școală vedem că dacă folosim verbul werden plus un alt verb la infinitiv, vorbim despre acțiuni care se petrec în viitor. Apoi, jetzt wird er noch von seinen Eltern finanziell unterstützt. Acum, el este încă susținut financiar de părinții lui. O propoziție la diateza pasivă. Wird plus particip 2. Și acum să vedem fiecare caz un pic mai în detaliu. Un Beispiel, nach dem Studium wird er Lehrer. Deci, traducerea de bază a lui werden este a deveni. La Präsenz werden se konjugiert. astfel: ich werde, du wirst, er sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. In vielen Fällen totuși, werden nu se poate traduce chiar direct cu a În limba germană spunem de exemplu: er wird morgen zwanzig. Adică el devine mâine 20? Nu merge. Înseamnă mâine el face 20 de ani. Dar, în principiu, cu acest verb veaden, puteți descrie un fapt care în prezent nu este valabil, dar va fi valabil cândva în viitor. Și țineți minte, informațiile pe care vi le dau acum sunt foarte generale. Nu intru în detalii. Următorul exemplu era. Er wird in der Schule arbeiten. El va lucra la școală. Verbul werden, conjugat la prezenț, plus infinitivul altui verb, în cazul nostru, arbeiten, a lucra, a munci. Cum se conjugă werden la prezenț, am văzut în exemplul anterior, iar dacă adăugăm conjugării infinitivul, vom exprima acțiuni care se întâmplă în viitor. Iar gramatical se numește futur 1. Deci, ich werde arbeiten. Du wirst arbeiten. Er/sie/es wird arbeiten. Shasha, meine Partei. Multimolekülbeispiel: Ja, jetzt wird er noch von seinen Eltern finanziell unterstützt. Aici folosim diateza pasivă. Adică, în loc să spunem că părinții lui îl susțin financiar, spunem că el este susținut financiar de către părinții lui. Mai mult sau mai puțin, același lucru ca și în limba română. De ce avem nevoie pentru a forma această diateză pasivă? De verbul viaden conjugat la prezent plus particip 2. Și atenție, aici, în cazul acesta, este vorba de viaden conjugat la prezent, însă, cu siguranță ați întâlnit și forma de vurde, de exemplu. Diateza pasivă nu există doar pentru timpul prezent, există și pentru trecut. Însă, asta este altă poveste. Forma de Partizip 2 unterstützen este unterstützt. Unterstützen ist die forma des infinitiv, unterstützt ist die forma de Partizip 2. Care apropo, nu se formează exact la fel pentru toate verbele. Este aceea cu acel g in față pentru unele verbe. Deci ich werde unterstützt, du wirst unterstützt, er sie es wird unterstützt, und mai departe. diateza pasivă cu prezens. Și ultima observație, după cum vedeți și în această propoziție, verbul werden, conjugat stă pe al doilea loc în propoziție, cum am văzut și mai devreme, de exemplu, în Heute haben wir Nachtschicht, iar forma neconjugată a verbului, unterstützt, stă pe ultimul loc. Același lucru l-am avut și la Er wird in der Schule arbeiten iar tot restul propoziției stă între aceste două verbe. Cam asta a fost pentru primul episod. Sper că a fost de folos, însă aș dori să aud și părerea voastră. Cum vi se pare conceptul? Iar, dacă doriți să susțineți limba germană cu Olivia, uitați-vă în descriere. Acolo veți găsi detalii cum puteți participa, cum puteți obține materiale extra, videoclipuri fără reclame și cum puteți obține și prima lună gratuit. Și nu uitați Mâine vă aștept la cursul Germana de la Zero. Pe bald, Tschüss!